Bătrânii cred că de bobotează se deschid cerurile, iar îngerul păzitor le spune fetelor de măritat și băieților de însurat unde își găsesc norocul. Tradițiile și obiceiurile ținute în ajun de bobotează diferă în funcție de fiecare zonă a țării. În anumite părți ale țării se practică ritualul cu lumânările. Într-o farfurie cu apă se pun două lumânări, una reprezentând fata, iar cealaltă băiatul. În cazul în care lumânările plutesc pe apă și se vor întâlni, înseamnă că fata își va uni destinul cu bărbatul iubit. Obiceiurile și tradițiile de bobotează nu s-au pierdut nici în ziua de astăzi. Cei mai mulți își amintesc cu zâmbetul pe buze despre ritualurile care aveau loc în această perioadă și cred cu tărie că tot ceea ce se spune este adevărat. La bobotează era foarte, foarte frumos. Aveam călușari, venea popa cu boboteaza, cu busuioc, băgam niște mărunțiși și avea cetățeanul în găletuță. Ca și tradiții. Cu apa sfântă te stropești să fii păzită de toate relele. Ziua de bobotează este un prilej bun pentru fetele tinere de a-și afla ursitul. Trebuie să recunosc că am încercat. De obicei cred în vise. Mi s-a întâmplat ca ceea ce am visat să devină realitate, să pic un examen și chiar am visat și chiar l-am picat. Sau se întâmplă. Mie cel puțin personal cred și mi se întâmplă. La noapte veți apela din nou la obicei? Vă veți spune busuioc supernă? Nu știu, probabil că da, mă mai gândesc. O altă superstiție este că fetele care cad pe gheață în ziua de bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acest an. De asemenea, de bobotează nimeni nu spală rufe ca să nu se spurce apa. Tot mâine putem afla și cum va fi anul 2012. Se spune că dacă în ziua de bobotează pomii vor fi îmbrăcați în promoroacă, anul va fi cu sănătate și belșug. Iar dacă la streșinile caselor vor fi țurțuri, primăvara va fi timpurie. Se pare însă că anul acesta aceste superstiții nu se vor potrivi după cum arată vremea. Pentru știri, Claudia Șontea.